Text message pentru Belșațar. Aceasta este tema noastră cu această ocazie, bunii mei prieteni și prieteni ai Cuvântului lui Dumnezeu, prieteni ai lui Iisus, prietenii lui Dumnezeu. Toți cei care vă bucurați de prezența lui și de Cuvântul lui, sunteți prieteni ai lui, de aceea se bucură sufletul nostru când venim în preajma sa, a Cuvântului său și sub călăuzirea Duhului său Sfânt. El ne va călăuzi în adevărul acesta. Aceasta ne este și rugăciunea, Tată Ceresc, să ne călăuzești cu această ocazie în acest important, foarte important cuvânt pe care ni-l încredințezi prin Domnul Iisus. Amin. Ați observat că atunci când ești într-o sală de așteptare, spre exemplu, și sună un telefon al cuiva, toată lumea pune mâna la telefonul lor, atinge telefonul lor, dar de fapt este o singură persoană. Și vezi pe cineva care a scos telefonul. Sau dacă auzi clopoțelul pentru un text message, clink, clink, repede te uiți și nu e la tine, e la vecinul sau e chiar la tine. Dar vreau să spun că toată lumea sare și se verifică în momentul în care apare așa ceva. Sau aici la biroul de circulație, când merge aici la poliție sau la poliția circulației, toată lumea merge și ia un bon, unul are numărul 805, altul diverse numere. Și toată lumea stă pe scaune, e plin de obicei acolo, este o epidemie cumplită de mașini în America și toată lumea stă acolo și deodată se anunță în difuzor acolo pentru toată lumea un număr de bon, să zicem 2008. La fereastra numărul 3, sunt ferestre cu numere acolo, și din toată lumea aceea care, toată lumea are bonul în mână, dar deodată se ridică unul și îți dai seama că el e omul care are bonul cu numărul acesta. Asta este, așa e viața noastră în multe lucruri și chiar viața și moartea se supune acestui criteriu. Acum vom merge în Sfânta Scriptură într-un loc în care Dumnezeu trimite un astfel de text. Și este trimis lui Belșațar. Analizăm lucrul acesta în miniseria aceasta, Autopsia unui suflet. Cu această ocazie ne ocupăm de omul acesta și ne ocupăm de ceea ce ne-a fost lăsat în Scriptură. Nu ca o simplă istorie, ci ca o lecție, așa scrie. Tot ce a fost scris acolo, în Scripturi, este scris pentru învățătura noastră, deci noi trebuie să prindem mesajul care este în spatele mesajului. Astfel că vom merge împreună în capitolul 4 mai întâi și din cartea profetului Daniel și vom citi ultimele versete, de fapt ultimul verset al acestui capitol este versetul 37, în care Nebucadnețar, care de fapt era bunicul, să zicem, al lui Belșațar, dă această concluzie celor 7 ani de rătăcire a minții lui, celor 7 ani de boală în care își închipuia că este un animal și suferință în păduri și așa mai departe, dă o concluzie. Eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe Dumnezeul cerurilor. Nu a fost o formă de constrângere, cum vor unii să arunce noroi în obrazul lui Dumnezeu. Nu l-a bătut Dumnezeu până a zis ca el. Nu, Domnul nu face asta, nu e rău ca tine sau ca mine. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Așa ceva, deci cuvinte ca acestea, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, au valoare numai dacă vin din inimă. Dar dacă vin pentru că a fost bătut cu parul cineva, nu are nicio importanță. Au de pocăință sub boală, de pocăință sub de jurăminte făcute în împrejurări, în strâmtorări. Nu, acestea nu merg departe. Ceea ce vine din inimă este primit de Dumnezeu, cum sunt și darurile care le dăm noi la biserică. Nu pe cine dă mult sau puțin, ci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Iisus se uita cum dădeau, adică nu cât, cum dădeau, ce era în inima lor. Aceasta e concluzia pe care o aduce împăratul Nebucadnețar după 7 ani de rătăcire a minții și după ce spune el, mi-a venit mintea înapoi, zice, am ridicat ochii spre cer, mi-a venit mintea înapoi, mi-am dat seama cum stau lucrurile și am recunoscut. Riscul cel mare este, cum de altfel discutam recent cu un grup de prieteni,
convertirea sau întoarcerea lui Pavel pe calea către Damascului nu era, către Damasc nu era obligatorie. Niciodată Dumnezeu nu pune înaintea noastră sens unic sau obligatoriu. Nu, totdeauna suntem puși la o bifurcație. Ți-am așezat înainte viața și moartea. Întoarcerea lui Saul din Tars nu era obligatorie, așa cum gândesc unii oameni. Nu. El avea șansă să persiste. N-a făcut lucrul acesta, a ales pe celălalt. Nebucadnețar, împăratul, după 7 ani de nebunie, nu contează, avea șansă să persiste. Adică una dintre șanse, dintre posibilități, era să persiste și cealaltă era să se oprească. Și s-a oprit, s-a întors și a pornit în direcția opusă. De ce am învățat în prima parte lucrul acesta în cadrul studiului nostru text message pentru Belșațar? Am învățat așa ceva pentru că tot ce se întâmplă în viață, în istorie, în societate, oriunde și ajunge la cunoștința noastră, are legătură cu noi. Pentru cine bat clopotele? Pentru mine. Ca să aud, să înțeleg, să trag o concluzie. Acum mergem în versetul 1 din capitolul 5 și aici vom întâlni pe Belșațar. Belșațar, împăratul, istoria are diverse poziții în această privință. Pe noi ne interesează ce învățăm din această istorie. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mare lui și a băut vin înaintea lor. Una e să bei vin și alta e să bei vin înaintea lor. E cu direcție cuvântul acesta și lucrul acesta. Nu ne oprim asupra lui pentru că imediat vom vedea efectul. Versetul 2. În cheful vinului a poruncit să aducă vasele din Ierusalim. Vezi de ce ți-a spus Domnul să nu te uiți la vin când face mărgăritare în pahar sau când curge, zice, te mușcă șarpele, este întocmai ca un șarpe. Dacă astăzi s-ar deschide porțile închisorilor și ar putea să iasă toți oamenii care sunt acolo din cauza faptului că au băut alcool sau s-au drogat într-un fel sau altul, dacă ar putea să iasă toți aceștia în stradă, ar fi un ocean de oameni, o mare de oameni ar fi. Dacă s-ar putea vedea lacrimile, suferințele, destinele distruse ale celor care sunt acolo din cauza că și-au permis să se îmbete, să bea alcool, ar fi un fluviu imens care ar curge din lacrimile acestor oameni și din suferința lor, împletite cu lacrimile lui Dumnezeu pentru felul cum au ratat destinul frumos pe care îl pregătise el. Belșațar nu era neapărat un sfidător de Dumnezeu. Dovadă că n-a făcut lucrul acesta când era treaz. Nu scrie în scripturi că ar fi practicat așa ceva. Dar acum fiind beat, un om beat nu mai este el însuși. Cineva spune băutura din cap a făcut lucrul acesta. Nu, este capul plin cu băutura a făcut aceasta. Băutura nu face nimic. Alcoolul nu este, e o substanță chimică la locul lui. Dar alcoolul în creier sau creierul alcoolizat, atunci face lucrul acesta. Și în cheful vinului, aceasta este urmarea îngânfării. El a băut vin înaintea mai marilor lui, adică s-a dat în spectacol, s-a arătat cine este și cât de tare e el în băuturi tari și bagă, dă-i cu tare și cum rezistă el și cine este el și... În timpul unei inundații îmi spunea cineva, zice, vezi locul ăsta, dar aici a murit băiatul ăsta de 23 de ani. Nu se poate, dar cum s-a întâmplat? Păi ne-a spus nouă care am fost aici, eu pot să trec de aici dincolo. Și imediat cum a intrat în apă, l-a întors peste cap curentul și l-a băgat sub pod și nimeni nu l-a mai văzut. Iubiții mei, aceasta se întâmplă. Nu se oprește nimeni în momentul în care inima se îngânfă, așa spune Scriptura. Mândria merge înaintea cădere și îngânfare înaintea pieirii. Înainte să piară, o inimă se îngânfă. Și dacă cineva spune că moartea nu i-a trimis mesaj și a venit așa pe nepuse masa, nu cred că este cazul. Nu este cazul acesta. În momentul în care inima se îngânfă, după cum simți în corp, eu am simțit o durere de latul pieptului, mi-am dat seama că am ceva la inimă. Și atunci am luat măsuri și sunt bine, slăvesc pe Dumnezeu. Dar în momentul când simți ceva în corp, iei măsuri, să-ți dai seama că e o problemă cu viața ta. În momentul când simți ceva în suflet,
De asemenea, ești chemat să iei măsuri. Acesta e semnalul. Durerea este o binecuvântare mare. Foarte frumos este cartea aceasta, Binecuvântarea durerii. Și omul acesta a fost atins de mândria care, despre care scrie Biblia. Înainte să moară un om, îi se îngânfă inima. Și îngânfarea aceasta nu are limite decât la tronul lui Dumnezeu. Dacă vezi un om mândru, toți oamenii mândri vor sta înaintea lui Dumnezeu ca unii care s-au îngânfat împotriva lui Dumnezeu. Dar o să spui, Dumnezeu, dar eu nu m-am îngânfat împotriva lui Dumnezeu. Întrebarea este, unde crezi că ducea drumul ăsta al îngânfării sau al mândriei sau al aroganței, al disprețului față de altul? Unde crezi că ducea drumul acesta? Acolo. Acolo unde a sfârșit drumul lui Lucifer, acolo unde a sfârșit drumul tuturor oamenilor mândri. Acum, fie că ai murit mai aproape sau mai departe, pe întrebarea este în ce direcție merge. Aici merge drumul lui Belșațar. În cheful vinului care stimulează în om patimile și anumite părți din caracterul lui, i s-a înălțat inima, nu a ajuns că a băut în fața mai marilor lui, ci vrea să-i dea o lecție chiar și lui Dumnezeu, să-i arate cine este adevăratul stăpân. Și în cheful vinului a poruncit să se aducă vasele acestea și nu s-au oprit lucrurile aici, au fost aduse vasele imediat, au băut din ele, este un ritual, aceasta e o închinare la zeitățile cărora se închinau ei. După ce au băut vin, versetul 4, au lăudat pe dumnezeii de aur, deci nu se oprește, nu e, când cineva e împotriva lui Dumnezeu, nu se oprește drumul acolo. A fi împotriva lui Dumnezeu înseamnă a fi în favoarea diavolului. Și au început să laude diavolii de aur, de argint, de aramă. Zeii aceștia erau demoni fizic reprezentați într-un fel sau altul. Pasul următor, după ce inima unui om se îngânfă, este batjocorirea lui Dumnezeu, lucru care nu este posibil la Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi batjocorit și nici tu nu poți să fii batjocorit, nici eu, decât dacă te batjocorești singur. Nu te poate înjosi nimeni fără consimțământul tău. Cineva te poate batjocori, dar aceasta e treaba persoanei. El este sau ea este, sunt batjocoritori și batjocoresc, dar în ce te privește, tu vei fi batjocorit numai dacă primești în suflet așa ceva. Dacă drumul tău nu este, dacă inima ta nu este drum pentru picioarele oamenilor și animalelor, știți voi din cartea Parabole, dacă nu e drum pentru picioarele oamenilor și animalelor, atunci batjocoritorul nu are cui vinde marfa aceasta. Dacă ai cumpărat-o și ai mâncat marfa aceasta a batjocorii, te-ai făcut părtaș cu batjocoritorul și ești la fel de vinovat, tu cel batjocorit, ești la fel de vinovat cu batjocoritorul care te-a batjocorit. Ai să protestezi împotriva lui Dumnezeu, dar cum mă pui pe mine la rând cu batjocoritorul acesta? Păi tu ai cumpărat de la el și tu ai servit batjocoria aceasta. Pasul următor după beție, îngânfare, desfrâu, au băut vin și au lăudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de nu sunt dumnezei. Aceasta este una dintre cele mai sinistre glume ale infernului vis-a-vis de oameni care au făcut idol din diverse lucruri, cei mai mulți din propria lor ființă, și aceasta este tendința modernă ca omul să se zeifice pe sine, Homo Deus, cartea lui Hariri. Versetul 6 spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când erau acolo, în versetul 5, pe când erau acolo, s-a arătat degetele unei mâini în timpul serviciului divin, s-a întâmplat aceasta de închinare la acești demoni de aur, de argint și așa mai departe. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului. Această experiență în clipa aceea s-a petrecut și cu împăratul Nebucadnețar, pe când încă vorbea, în clipa aceea s-a auzit un glas, pe când încă se închinau demonilor acestora sub chip de zei sau de idoli moderne ai lor din vremea aceea, pe când se întâmpla așa ceva, a apărut degetele unei mâini, a scris în fața sfeșnicului pe tencuia la zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris și versetul 6, impactul asupra lui.
împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Care părinte ar vrea să vadă pe copilul lui în halul ăsta? Care părinte? A fost așa de trist odată din cauza unui accident stupid care s-a petrecut. Nu s-a întâmplat mai nimic, dar m-am gândit la unul dintre copiii noștri. Ce emoții trebuie să fie avut în clipa când s-a întâmplat așa ceva? Tare n-aș fi vrut să treacă prin așa emoții. Care părinte ar vrea să-și vadă copilul îngălbenit și tulburat în așa hal încât i s-au desfăcut încheieturile și i s-au izbit genunchii unul de altul? Care părinte ar vrea să vadă așa ceva? Dar pe de altă parte, care părinte poate să forțeze un copil, fiul, fiica, să nu meargă pe drumul acesta? Este una din cele două opțiuni de la bifurcație. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu că imediat a strigat în gura mare și a cerut să vină un interpret acolo. Au venit interpreții, dar ei nu cunoșteau limba cerului și limba în care a fost scris cuvântul acesta. N-au avut nicio șansă. Erau străini de viața lui Dumnezeu, închinătorii aceștia la demoni deghizați în idoli. Erau străini de așa ceva, n-a fost nici poveste să citească cineva. Atunci vine împărăteasa și îi spune lui Belșațar, care s-a înspăimântat foarte tare și i s-a îngălbenit fața și mai mari au rămas încremeniți când au văzut așa ceva. Au trecut din extazul acesta religios în care se închinau demonilor și slăveau idoli și beți și încinși de desfrâu. Deodată au trecut la agonia cumplită a realității a acestui apă cu gheață, un duș venit peste sufletele lor. Mai mari lui au rămas încremeniți, le-a stat pulsul pur și simplu când au văzut așa ceva, că în momentul în care scrierea n-a putut fi citită, în clipa aceea Belșațar și-a pierdut și ultima speranță că e posibil să primească vreun mesaj diferit de acela care se temea el că este acolo. El știa ceva de îngălbenit și de se temea. Observat de câte ori și câte experimente au fost făcute asupra oamenilor. Cineva a pretins că aruncă un anume lucru în persoana care a furat ceva sau a mințit sau așa, și când a dat în grupul de oameni, omul acela s-a lăsat instinctiv în jos. Împărăteasa i-a spus să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. Păi aș vrea să fie așa, dar efectul urmează cauza. Nu poate nimeni. Dumnezeu însuși nu face lucrul acesta să se lase batjocorit. Aceasta ar fi batjocorirea lui Dumnezeu. Ce seamănă omul, aceea seceră. Nu Dumnezeu semănase în viața lui așa ceva. Era semănătura lui și el acum secera ce a semănat. Chiar dacă cineva îi spunea, nu, lăsați, fii calm. Nu e niciun motiv pentru a fi calm. Și îl prezintă pe Daniel, dar pentru el era un om necunoscut, n-a făcut parte din cercul lui niciodată, nu i-a trebuit sfatul lui și nu, n-a deschis niciodată internetul să vadă despre ce vorbește Daniel. Nu-i trebuie clasa aceasta de oameni. Lui trebuie altfel de oameni. Cum a zis Ahab, de omul ăsta nu-mi place și mie îmi place, uite cum vorbesc ceilalți care sunt acolo. Și când clipa în care acest om care a îngălbenit, care i s-au desfăcut încheieturile, s-au izbit genunchii, acest om nu este liber de mândrie, nu te scapă nenorocirea de mândrie. El privește pe Daniel, despre care i s-a spus că are în el Duhul Dumnezeilor celor vii, și îi se adresează, măi pușcăriașule sau măi prizonierule. Cu acest cuvânt se adresează Belșațar, privind omul acesta cu aceeași mândrie care l-a adus acolo unde era. Și dacă ar fi un om să treacă prin orice fel de lucru, mândria nu se vindecă cu cancer sau cu suferinți, ea se vindecă cu bunătatea lui Dumnezeu și prin adâncă pocăință, dar de la Dumnezeu fiind această pocăință. Prizonierul îi se adresează, el ia, vezi ce scrie acolo și spune despre lucrul acesta. Daniel
și face o ofertă. Uite, îți arunc ceva dacă faci treaba aceasta. Când terminăm, îți dau o haină roșie de purpură, îți dau niște aur, îți dau o poziție socială, te aleg director aici sau ceva. Și Daniel este străin de lumea aceasta, a ofertelor lui Belșațar. Absolut străin. Nimic nu vibrează în sufletul lui la cantități sau la calități a unor astfel de lucruri într-o astfel de situație. Pieirea și distrugerea unui suflet este o catastrofă pe care numai Dumnezeu poate să o înțeleagă. Proporțiile ei nu vor fi niciodată înțelese, cum mi-a spus traducătorul pisicii care a răsturnat lampa peste manuscris. Niciodată n-ai să știi ce rău ai făcut. Daniel îi spune, țineți darurile și de altuia răsplătirile tale. Nu îi vibrează sufletul, nu mă atrage nimic din lucrurile acestea. Păstrează-le, vezi cui trebuiesc. Și atunci Daniel, din prin politeța lui Dumnezeu, îi dă o explicație lui Belșațar asupra lucrurilor care se întâmplă acolo. După cum bine știți că niciun om nu va suferi moartea a doua înainte ca Dumnezeu să-l fi încredințat, să-l fi convins, să-l fi ajutat să înțeleagă adevărul, până acolo încât orice genunchi se va pleca înaintea mea, orice genunchi va slăbi pe Dumnezeu, orice genunchi va spune drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Aceasta se întâmplă aici cu el și explică Daniel lucrul acesta. Suntem și am intrat în psihologia sau mai sub termenul sub care mergem în autopsia acestui suflet. Uite, Dumnezeu dăduse tatălui tău sau bunicului sau împăratului Nebucadnețar tot ce își poate imagina cineva. Tot a mers bine până în momentul în care, spune versetul 20, când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despoiat de slava lui. Dacă cineva ne întreabă ce diagnostic a avut Nebucadnețar, specialiștii medicină spun cum se numește boala aceea în care un om se vede a fi un animal. Și dacă ne întreabă pe noi, noi nu o să răspundem asemenea doctorului sau specialistului în domeniul respectiv, ci o să răspundem printr-un cuvânt biblic și o să spunem așa. Diagnosticul lui Nebucadnețar nu a fost pierderea minții, rătăcirea minții, psihoza aceasta, boala aceasta de care a suferit el. Nu, diagnosticul lui, potrivit cuvintelor lui Dumnezeu, diagnosticul lui a fost acesta. I s-a îngânfat inima, numărul 1, și numărul 2, s-a împietrit duhul până la mândrie. Mândria este o formă de împietrire a duhului. Vorbim de împietrirea inimii, vorbim de împietrirea corpului. Am văzut un domn care a fost lovit, pastor, lovit de o boală cumplită, i-a cremenit, i s-a împietrit corpul, tendoanele trăgeau de corp pretutindeni. Era piatră corpul lui. Ochii au rămas de a putut mișca și gura de a vorbi și de a mânca. În rest, totul era piatră, pur și simplu. Lui s-a împietrit duhul. Sunt oameni care au corpul flexibil, dar riscă să aibă duhul împietrit. Împietrirea, mândria duce la împietrirea duhului. Acesta a fost diagnosticul lui Nebucadnețar. Ce s-a întâmplat în păduri timp de 7 ani au fost urmările acestui diagnostic și în medicină. Cel mai important lucru este stabilirea diagnosticului. La fel în cele duhovnicești. Când i s-a îngânfat inima? Acum, diagnosticul lui Belșațar. Nu este această idolatrie, curvie, beție și toate celelalte. Acestea sunt efectele, urmările adevăratei lui boli de care el s-a îmbolnăvit de bunăvoie. Versetul 1, versetul 22, numărul 1 în diagnosticul lui. Nu ți-ai smerit inima. Păi eu trebuia să... Da. Când simți că inima ți este bolnavă de mândrie și când simți că nu este bolnavă, atunci sigur e bolnavă, când simți că tu nu ai pentru ce să te rogi. Nu duc lipsă de nimic. Nu? Și când simți acest lucru, aceasta e boala, aceasta e manifestarea. Vină la Dumnezeu și spune, mi se pare că sunt așa de bine, că nu e nimic. Nu ți-ai smerit inima și, atenție, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ce s-a întâmplat cu Nebucadnețar. De aceea am citit noi înainte, măcar că ai știut lucrul acesta.
nu ți-ai smerit inima. Pentru că nu ți-ai smerit inima, nimic nu rămâne pe loc, ci versetul 23 spune, te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Acest lucru ai făcut și slăvirea demonilor de aur și piatră și așa era urmarea faptului că el s-a ridicat, s-a înălțat împotriva Domnului. Acest lucru nu este posibil, nimeni nu se poate înălța împotriva lui Dumnezeu. Uite-te, spune Iov, la ceruri cât sunt de înalte și ce poți să faci. Dar când cineva în sufletul lui se înalță împotriva lui Dumnezeu, de fapt se înalță împotriva propriei lui vieți, își distruge propriul său suflet și se împietrește. Și Daniel dă acestui om tâlcuirea. Uite interpretarea, uite ce înseamnă lucrul acesta. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei, subliniați acest lucru, că revenim la el, și i-a pus capăt domniei tale. Asta înseamnă numărat. Dar domniei, nu vieții. Ai șansa pocăinței. Lui Saul i-a spus, Dumnezeu te leapădă ca împărat, nu ca om. Ca om i s-a oferit șansa pocăinței și întoarcerii la Dumnezeu. N-a folosit-o. La fel Belșațar, când i s-a spus lucrul acesta, a numărat zilele, te-a cântărit și nu ești ușor, adică nu are niciun fel de... Viața ta nu conține adevăratele valori. Lucrul acesta este groaznic, dar în același timp este un lucru bun pentru că ai acces la adevărul despre viața ta. Deci nimic bun nu este acolo. E totul. Și versetul 28 împărțit, uite care va fi viitorul... care de fapt era prezentul împărăției tale, împărțită mezilor și perșilor. Acum, Belșațar este la această bifurcație. El se poate pocăi sau poate să continue în împietrirea Duhului, în mândria lui. Belșațar a dat poruncă și a îmbrăcat pe Daniel cu purpură și nu scrie Daniel. Belșațar a căzut cu fața la pământ, s-a pocăit. Bunicul lui zice, mi-am ridicat ochii spre cer, am recunoscut, m-am rugat, m-am întors, mi-a venit mintea la loc, totul a fost restaurat. În noaptea aceea, Belșațar, împăratul Haldeilor, a fost omorât. Iubiții mei, prieteni și frați, aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră. Este un drum pentru care și de care trebuie să cerem de la Dumnezeu să fim feriți. Altfel, nu poate să evite nimeni drumul acesta al mândriei, al decăderii, al ridicării împotriva lui Dumnezeu și al ruinării propriei vieți. Cu ajutorul lui Dumnezeu doar prin harul lui Dumnezeu, inima poate să fie smerită. Nebucadnețar a spus, zice, Dumnezeu poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Acesta a fost mesajul pe care l-a trimis el nepotului. Dacă te lupți cu mândrie, uite, cine te poate ajuta să faci lucrul acesta? Și noi toți avem harul acesta astăzi, să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm împreună cu David, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine și să mă fac vinovat de păcate mari. Aceasta e rugăciunea noastră. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.